Preaputernici părinți, dragi botoșăneni, ziua de 1 decembrie este cea mai importantă zi a neamului nostru. Este o sărbătoare cu profundă încărcătură istorică și democratică, fiind cea în care, acum 103 ani, s-a schimbat destinul poporului român. Marea Unire de la 1918 a fost expresia voinței și curajului tuturor românilor, indiferent de culoarea politică, încununând cu succes procesul unificator început de pe plaiurile Moldovei și continuat pe cele ale Munteniei în 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza și continuat mai târziu. Pentru fostele județe, Botoșan și Dorohoi, participarea la războiul de întregire a României a însemnat, între altele, o prezență militară masivă pe fronturile de luptă, jertfa fiilor acestor locuri, însumând, potrivit unui bilanț al vremii, 7.269 de morți, 2.297 de dispăruți, 1.260 invalizi, 10.277 orfani și 6.543 văduve de război. Din păcate, nici acum nu traversăm cele mai liniștite vremuri. Este pentru al doilea an când ziua de 1 decembrie ne găsește mai distanțați ca niciodată. Pandemia, mizele politice și cele personale au măcinat mărunt, dar mult la unitatea noastră ca neam. Am uitat prea repede și prea ușor sacrificiile pe care le-au făcut înaintașii noștri pentru a ne lăsa o Românie dodoloasă. Dar de-a lungul anilor am demonstrat că avem capacitatea de a renaște din propria cenușă. Este momentul, dragi botoșăneni, să o facem din nou. Avem această șansă acum și nu trebuie să o irosim. Fiecare dintre noi poate contribui la schimbarea cursului istoriei. Nu trebuie decât să ne amintim de visele înaintașilor noștri și stă în puterea noastră să ne schimbăm soarta. Dragi botoșăneni, așa cum spunea Gheorghe Pop Băsești, președintele Marii Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, lăsați-vă pătrunși, fraților, de sfinții, de fiorii sfinți ai acestei strălucit praznic național și în cea mai deplină și frățească armonie să clădim temeliile fericirii noastre naționale viitoare. Este momentul să primim împreună viitorul cu încredere și doar uniți vom putea determina un destin măreț pentru România. La mulți ani, dragi botoșăneni, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România!